Maestre, vorbim despre noroc. Pau. Și cum încearcă cei din jur. Ai noroc. Invidioși, ai noroc, da. E să frumos. Ne fure. Adică vorbim de trifoiul cu patru foi. Da, în viața fiecăruia. Pentru că, practic, fiecare se naște cu ceea ce se naște. Da? Unii au noroc mai mult, alții mai puțin, alții muncesc ca să obțină acel zis noroc, da? Dar asidu. Și atunci, automat, încercând să te ridici la un nivel mai superior ca să-ți fie bine, vei deveni ținta atacurilor celor din jur. A, ia uite-l pe ăla, îi merge bine. Și încep ochii, cum spunea Lidia, pac, pomerange. Atacuri energetice, da? Pentru că altceva nu se întâmplă, da? Și atât timp cât ai intrat în colimatorul lui, îmi mai dai și ocazia, pentru că sunt și persoane din astea care ies la o discuție, că în fața blocului s-au întâlnit. Ce, băi, am un loc de muncă, sunt extraordinar. Că știi bine, am de toate, am aia. Lăudăroși. Și vine ăsta care e pismăitor și nu-l suportă, că îl vede că merge țanțul și când coboară pe scară în bloc, merge așa. Ce ai, mă, ești gonflabil? De ce faci? Se înțeapă, nu? Nu, că știi. I-am și, băi, știu, îi cunosc, cunosc tipologia asta. Și dacă nu te vede că ești așa cu umeri în față căzut, își dă seama că ți-e bine. Și atunci vine să te contracarezi. Ce ai câștigat la locul? De ce râzi așa? Mă, zic, eu râd de obicei când mă întâlnesc cu un prost. A doua oară râd de ce va spune prostul. Iar a treia oară râd de mine că stau de vorbă cu un prost. N-a înțeles. Nu știu ce vorbești. N-a înțeles, crezi că ești la televiziune? Nu, m-a luat așa. Subtil, nu. Domnule. Nu, domnule. Okay. Zic scurt și cuprinzător. Ai ceva de spus? Spune. Îți place ceva? Bun, îți spun și spun de unde l-am luat. Nu-ți place, spune. Că poate îți mulțumesc că mă îndrept. I-am tăiat macaroana, știi? Când mă vede, trece pe trotuarul altul că știe că mă iau de el. Acum mă iau eu de el, ca să vadă cum e. I s-a întâmplat să mai, Dumnezeu să-l odinească, s-a mai dus cineva din gașca care erau împreună și avea cum să discute. Și acum e cam singuratic, domnul, că nu mai are pe cine să facă. Astfel de specimene, pe cât e posibil, nu vă dați cu ei la discuții, la bârfe, da? Bun. Pentru că invidia și lăcomia unora, vis-a-vis de cum ești îmbrăcată sau comportamental, când vorbești mai elevat, automat e posibilitatea de a-ți acapara din norocul al tău care l-ai și pentru care ai muncit, da? Dar mai sunt și alte lucruri pe care le facem singuri, ne pierdem norocul. Din bunătatea, excesul ăla de bunătate care spunea Lidia, eu când mă supăr și n-am ce face acasă, intru în garderob și scot și dau. Ce dai? Rochițe, pantofi, poșete. Dar nu ai o rochiță care ține mai mult la ea, că în general ții cam la toate lucrurile tale. Că ți le iei pentru că ți-au plăcut, nu? Corect. Că nu le iau așa numai ca să fac pe snobul, plec și cu costumul, cu eticheta pe spate, îți vadă lumea cât am dat pe el, sau cu pantofii la fel. Deci lucrurile personale pe care noi le dăm... Lucrurile personale, alea care le dai, când renunți de bună voie și nu mai ești atașat de ele, e foarte bine, le poți da. Dar când le dai cu jumătate de inimă așa îndoit, băi, orice. Am dat-o și o mașină, dacă orice. Cu mână, da. Dacă o vinzi cu inima îndoită, ălălalt n-are noroc de ea. Păi n-are noroc că nici ăla de ea, dar și tu rămâi cu pitiș pe creier. Da? Corect. Că uite, am avut-o și... Deci putem pierde norocul nostru. Îl pierdem extra. Pe care le lucrurile personale pe care le dăm. Dacă nu le dăm cu toată inima, cum spunem noi. Adică dacă ne pare rău. Da. Fii atent. De foarte multe ori trebuie să ceri un leu. Un leu, băi, 50 de bani. Pe lucrul pe care l-ai dat. Pe lucru, chiar dacă costă 1000 de euro, cere 50 de bani pe el. Că e important. Că e important. Adică e ca și cum l-ai vinde. Ai plătit. Da. Nu l-ai dat, tu l-ai vândut, să spunem între ghilimele. E foarte valabil. Se poate plăti. Da, și atunci, e foarte valabil. Chestia asta o plătești și oprești transferul de energie. Uite, înțelegi? O idee foarte bună. E o idee și o practică foarte bună. Știi că nu se cumpără oglinzi, nu se dau cadouri oglinzi, lenjerii intime. Și dacă cumperi cuiva ceva, îți dă-și mie 50 de bani să-ți dau că ți-am luat ceva, dar nu-ți dau fără bani. Știi? Eu știi că îți povesteam. În special poșete,
genți și portofele pe care bun. Le-ați dăruit. Și dacă, dacă o să constatăm că am dat un lucru personal și că nu ne merge bine după no, aceea, mai putem remedia situația? Stai să-ți mai explic că nu mai remediezi. Mai că dacă l-ai ai dat vorba lui bunica la dracu un praznic, te mai ești după el să-l iei înapoi. Să zici, băi, dăm înapoi sacoul ăla, că știi, mie îmi plăcea. Da, mi-am adus aminte că plăcea. N-am adus aminte că... Nu, atunci faci altceva. Că lui ăla-i pare rău, ți-l poate da. Dar ți-l dă cu o energie că te-a distrus. Nu-l mai porți niciodată. Te-a distrus. Sau alte modalități de a-ți fura noroc, în ce sens. Vine cineva și îți dăruiește ceva. Dar ți-l dă cu inimă rea, cum spune Lidia, cu inima neagră, da? Nu știu, orice, dacă ai primit un cadou sau orice lucru și îl simți că e ceva cu suspiciune, că intuiția îți funcționează pe moment atunci. Poate nu ești atunci pregătit, dar ulterior vezi că sunt semne că începe să-ți meargă rău. Ori scapi de el, ori îl dai omului înapoi. Măi, știi, nu-și găsește rostul la mine. Nu se acomodează. Am tot vorbit cu el și nu-l răspund. Ia-ți-l înapoi. Mai râzând, mai glumind. Că sunt mulți care ți le dau tendențios și bine pregătite cu tot felul de lucrături de acolo. Uite, există de pildă este alte... floarea aia care o aveam și noi aici în emisiune. Calancioia. Calancioia, calele lui Mihai. Mi-am adus aminte, că mi-a spus Andreea și am ținut minte cum se numește. Anturiumul ăla micuț, da. Așa. Aia e floarea banelor, înțelegi? Și dacă o duci cadou, ca să nu îi duci, să nu-i dai din norocul tău, că tu ai cumpărat-o, ai dat bani pe ea, să pui un bănuț în ghiveciu cu flori, cu flori. Să-l împingi acolo și dă-i floarea cadou. Eu zic altceva. Bănuțul pui la pielărie și încălțăminte. Acolo și bagi un cui. Un cui, un metal. Un cui, ceva. Ceva tăios. Dacă ai o lamă de bărbierit, nu trebuie să o bagi pe tot, bagi mai jumătate. Dar dacă ai băgat acolo, ai tăiat absolut orice, orice energie. Sunt leacuri băbești, cum se zice. Da, foarte interesant. Da, au o eficiență ce nu s-a existat. Bun, deci prin lucrurile personale pe care noi le absolut. Dăm, putem pierde din putem norocul nostru. Singur, ne-am dat norocul, vorba cu mâna ta. Ce metode mai este mai? Lucrurile astea personale, ți-am zis, nu primiți și nu acceptați lucruri care simțiți că sunt date cu altceva, tendențios. Că am vorbit noi de superstiții vis-a-vis de cadourile pe care... le face, că nu se dă cadou batistă, că nu știu ce, că e nu știu ce. Oglindă am reținut, da, la linie. Oglindă, mă rog, sunt toate. Oglinzile, în special, povestea asta cu oglinzile, oglinzile sunt cele care împățișează și lumea de aici, dar și lumea de dincolo. Au două fețe, au niște energii, sunt niște captatoare, reținătoare, cum spunea Lidia, de energii și îți vin exact când nu te aștepți. Vă amintiți? Tu că ești mai tinerică, Lidia știe, noi suntem mai mediani. Existau poșete pentru doamne și magazine de lux cu o oglinjoară în iar. Cu o oglinjoară. Așa se vindeau. Ei, mama mi-a zis, dacă ei soției, fă ceva cu oglinjoara aia de acolo, că n-ai nevoie. Nu o să stai pe stradă să o deschidă. O să aibă o pudrieră care are și oglindă sau ceva. Dar nu accepta. Pentru că tu primei oglinda aia tăiată dintr-o oglindă mare, nu știi proveniența, automat dacă cumpărai un articol de lux și era scumpă poșeta și oglinda era făcută ca lumea. Dar era tăiată, da? Ce să caute? Aia nu e treabă. Eu nu vrei oglindă, îți cumpăr o oglindă. Păi uite, așa am realizat noi că ne trece viața frumoasă, perioada frumoasă a vieții, când a dispărut sugativa din caiete și oglinda din genți. Și dăm poșetă. Și pieptenul ăla ascuns care se plia. Avea și... era pieptenul și știi ca să nu-l ții, da, cu toate lucrurile, cu chei, cu portofel. Caietul avea și o teacă. Se punea așa. Era un nu. Extraordinar. Acum, dacă arăți așa ceva, intră la preistorice. Da, vintigiu. Bun, deci oglinzile maestre nu le facem cadou. Oglinzile, da. Nu știu. Băi, le putem cumpăra. Dar ți-am spus. Ce asta? Oglindă, alea. Un ban. Cere un ban pe ea. Să vă zic ceva. Ați văzut, mai ales la machiaj. Tu ești pe scaun la machiaj,
Și vine o veveriță din spate, în spatele tău. Eu de ce nu mă duc niciodată la cel care... Am intrat, v-am salutat, mă duc la o oglindă care e goală, care e scaunul liber. Niciodată în spatele tău. Deci persoanele pentru care stau în spatele nostru și se uită în oglindă... Poate am niște energii negative acumulate, luate, nu cu intenție. Și eu n-am nimic cu tine. Și uitându-mă în oglindă, îți văd privirea în oglindă. Și n-am făcut decât să te încarc pe tine cu ceva și să nu-ți dai seama de ce mi-a fost rău. Am mai auzit la câteva colegi de ale voastre. Așa de rău mi-a fost azi, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, după ce m-a ridicat de la machiaj, mă luase cu amețea. Deci se face transferul de energie, maestru. Hai de mine, hai de mine. Și nu acceptați. Dacă a venit cineva, dă-te mai într-o parte, te rog frumos și nu veni. Fără supărare. Vrea să-i explicați, îi explici. Nici eu nu voi face treaba asta. Dar e cel mai bine. Da? Și mai ales, așa cum am zis, dacă își mai țintește și privirea asupra ta, ai mari șanse să... Știi, pe mai noi mama ne certa tot timp să nu ne ștergem două cu același prosop odată. Adică nu eu, eu de un capăt și sora mea de celălalt capăt. Adică să lasă să se șteargă ea și după aia te ștergi da, tu. Da, corect. Să știi că e o superstiție și funcționează. Eu am vrut odată cu... Uite, acum mama mi-a adus aminte. Aduce energii negative? Da, spunea că ne furăm norocul una la celălalt. Interesant. Da, nu, ne dăm energiile negative unul celuilalt. Înțelegi? Că tot așa eram, eu aud pe mână, soția audă, păi eu am luat prosopul și am partea asta. Leg mă șterg eu. Lasă-mă cu superstițiile ta. Zic, dacă în 5 minute nu găsim motiv de ceartă, să-mi zici ce vrei. Și da? Se întâmpla mai este verificată? În ori, băi, a ieșit, că eu am dat tonul. Nu ea. Ea a strâns de-n discă, e că poate să capricornul. Nu, au scos pe ei. Dar eu am făcut găleși. Azi n-ai luat pâine caldă, proaspătă? De ce aia de ieri nu mai e bună? Era fierbinte când n-a luat. Dar nu vreau, vrea niște chipi. Și gata, a trebuit să mă ciundănesc cu ea. Dar e pâine suficientă. N-ai zis tu ea mai mult. Deci motive... Ei, automat, apar motivele de scandal, de ceartă, da? E altă minune când mergi la coafor, la frizerie. Sau ai văzut că mai sunt... Vai, ce păr frumos ai și... Hăți cu mâna în părul tău. Stai, mamă, că te mușc. Ce cauți? Mie nu mi-a plăcut nici mame, nici tata, nici soția. Nu le-am permis mângâiatul ăsta pe cap și nu știu ce. Chiar dacă e afecțiune și părinții tăi, da? Da, da, ai fi acceptat mai, când eram mic, nici. Nu, nu, eu am bibilica mea. Eu am bibilica mea și dacă moțul ăsta aici, dacă ai pus mâna de aici, eu sunt unul. Și sunt solarian, dacă mi-intră pe aici energia solariană și tu mi-ai obturat vrejul, cum se zice la dovleac, că acolo e vârtejul, automat parcă... Deci părul este parcă captator de energie. Dar dacă te lăsa învățat, poate te învățai. Mamă dragă, poți să-mi cumpăr o perucă și eu dau și mângâi pe Vasilica, da? Să știi că și... Eu vreau să destind asta. Și frizerul, păi destind-o. Și frizerul. Eu când mă duc acolo... Frizerul ce mă face mai? El știe, nu? Folosește pieptenul. Sunt și frizeri care după ce te-au tuns, știe că ți aranjează așa... De-astea cum e acum, ciupuliciu. Zic, Virgile, nu băga mâna că te rade. Gata, nemia, mi-am asumit. Stai, ai piepten. Ai farfec. Cu ele lucrezi, tată. Îți dai seama... Că ADN-ul tău pur și antenele tale cosmice nu sunt decât în firul de păr? Deci ți-a bulversat. Ți-a stricat nebuloasa din Andromeda dacă ți-a băgat mâna în ciufulici. Băi, sub alte forme e cu tot o altă poveste. Și nu intrăm în afecțiuni și intimități și nu știu ce. Când te joci. Deci acum vorbim despre persoane necunoscute. Vorbim de persoane necunoscute care apar și da, și bagă mâna în păr. Deci dacă vrea cineva să vă enerveze, vă pune mâna în păr. Și mai era o chestie care funcționea. Deci străinilor de mai mare. Deci să scrieți pe Facebook. Nu, da. Nu ți arunca părul. Dacă întâmplător ai chemat acasă, ai avut o țindrofie, o chestie, n-ai timp la coafor. Să obișnuiești acum. Că ești invitat, că ești nașa, că e mireasa. Da. Părul care vi l-a tăiat, strângeți-l și nu-l lăsa să-l ia cineva străin. Sau să-l arunce la gunoi, să nimerească. Nu, îmi spunea bunica, să nu le ia păsările.
că dacă le au păsările, îl duc și îl bagă în cuib. Și de câte ori se foiește femela acolo, de atâtea ori te va durea capul. Altă superstiție, dar cu legare pe energiile omului. Da? Și de ochiul ăla. Energia negativă. Tu, bă, totea, vino să te stuchesc, că altfel te de ochi, cum era în Moldova. Stochete armâțele, da, frumos ești. Vine unul din ăsta, din admirație, din dragoste, nu de obligat. Dar e și ăla. Da, dracu, aia cum arată de bine. Nenorocită. Dar ce mai e nenorocită? Că arată bine? Păi tu în loc să fii bucuros că ți încântă ochiul și spune imaginația la lucru, tu înjuri și e nenorocită, nu știu ce. Ei, ăștia sunt alți. Parșivii numărul unu. Alea bătrâne știau. Pum, bătutea norocul știa. Îți făcea un semnul crucii în frunte și știa că n-ai. Vii pățit acasă. Deci... Sâmbătă. Era aia mică, era terminată. Mă doare capul. Bă, da, grețuri cu stare de vomă. Doi pregătiți să descânte și nu dădea de cap. Nu vă jucați. Ăsta e, de ochiul, e cea mai nenorocită formă de a-ți da energii negative. Și tu la rândul tău de a transmite. Da? Pentru că automat de ochiul vine să leagă de... A, ce norocos ești. Unde lucrezi? Da? Ți-ai tras mașină nouă, mișto? Aha. Și gata! Hoțul de... Deci se leagă. Băi, vină cu așa. Adu-ți aminte ce ai spus. Eu așa le zic. Am învățat eu. Adu-ți aminte. Păi ce am zis? Ce ai spus, Adina? Cu tare, cu tare. Zic, nu e. M-a mirat ca prostul și nu-i văd rost. Hai, pleacă și la revedere. Nu sunt lucruri pe care cred că oamenii, cei de vârsta mea, generația mea sau mai copți decât mine, le știu foarte bine. Sunt oameni trecuți prin viață, s-au lovit de astfel de situații și la birou. Venea și îți lua, dă-mi și mie un pix. Măi, când ți-l aducea înapoi, ori nu mai scria, ori rupei pagina, ori, dar el avea pastă. Dar el venise deja încărcat cu energie negativă. Da? Bun. Eh,